Am o întrebare în sensul ăsta. spune te rog, da. de ce avem nevoie de un, un nou sistem financiar, din punctul tău de vedere? Păi pentru că ăsta este eronat conceptual și produce prejudicii. Detaliază-mi puțin subiectul. Um, produce prejudicii în primul rând în planul polarizării. Este un așa numit efect cantilion. Care l-a descris acest economist încă de acum 100-200 de ani, care spune că primii care au accesul la banul nou creat, da, achiziționează bunuri și servicii la prețurile vechi, neinflaționate. Și ultimii care au acces la banul nou creat, de obicei, posesorii de venituri fixe, salariații, pensionarii, chiar și rentierii, dintr-o anume perspectivă, Găsesc prețurile deja crescute de cei care au avut acces la acea masă monetară nou creată, fără acoperire în bunuri și servicii. Da? Dar te opresc aici o secundă. Da. Același, același efect îl avem și în cazul bitcoinului. ului Primul intrat în Bitcoin Așa e. Da. are cel mai mare avantaj cu minimul de efort. E adevărat, maximul de risc, dar minim de efort. A, așa este. Uh... Bitcoin, sigur, e mai corect arhitecturat dintr-o anume perspectivă, are o capac- ca, e limitat ca și cantitate. De aici încolo, eu nu sunt un adversar față de moneda fiat, e clar că Bitcoin nu e mai, e mai bun, să zic așa, însă sunt, obiectivul nu e Bitcoin sau moneda fiat, obiectivul este ca oamenii să schimbe bunuri și servicii, abilități și competențe. Ăsta e obiectivul, de fapt, că de aici a venit progresul omenirii. Progresul omenirii a venit când oamenii au înțeles diviziunea muncii și puterea schimbului. Pentru că eu trebuia să omor și căprioarea, eu sunt Adam, primul om pe pământ, da? trebuia să omor și căprioarea, trebuia să fac și focul. Da? Păi du-te și omoară căprioarea, după aceea, apucăte și fă focul. Îmi lua 5 ore toată treaba. Dar dacă sunt, eram eu cu tine și ne împărțeam sarcina, în timp ce eu mă duceam să omor căprioara, tu te apucai să faci focul, practic, noi scurtam timpul, da? Practic plus că este tu... Modalitatea de apariție a banului. Da, plus că. Da, modalitatea de apariție a banului a fost, hai să zicem. Că eu, tu nu faci focul, tu culegi mere pădurețe și eu, eu o mor căprioare, dau un exemplu. Și atunci, atunci tu într-o zi poți să culegi 3 kg de mere pădurețe și eu pot să omor 5 căprioare. Ce facem cu surplusul? Că tu mănânci un kil de mere pădurețe și eu mănânc o căprioară, da? dar într-o zi eu am putut, eu am un surplus. Deci utilizând timpul meu, eu am un surplus și atunci acel surplus ce fac? Ori câștig timp, mâine îl țin acolo, și mâine o să stau, uite, așa la soare, deci fac ce vreau cu timpul meu, nu ce a trebuit, sau ce au vrut alții, da? Ori ți-l dau ție în schimbul căprioarei. Și sigur, în funcție de greutate și în funcție chiar de timpul și de nevoia ta de căprioară și nevoia mea și de mai și dar și de timpul implicat, se făcea acest preț câte mere pădurețe pe o căprioară. Corect? Deci ceea ce schimbăm noi în barter este ceea ce rămâne după autoconsum. Deci ceea ce nu am consumat este resursa economisită. Ăsta este banul. Și când au ajuns unii, sigur, la început banii erau și blănurile, și sarea era, de aici vine salariu, soldă. Da? De ce era sarea? Că înainte de frigider, cu sare ei conservau carnea. Și atunci foloseau sarea pe post de bani. De ce? Că eu nu mâncam atâta sare. Dar știam că sarea o să o primești și tu și o să o primească și altul la schimb. Pentru că știa și el că poate să o dea mai departe al cuiva, pentru că sarea era necesară multor oameni. Aici ai pus de pe rană, trebuie să fie da? moneda nouă acceptată. Moneda, deci, trebuie să fie acceptată. Sarea, după sare și după blănuri, s-a ajuns la concluzia că metalele respectă traiul. De ce metalele? Aveau o utilitate, aurul, argintul, că erau bijuterii, nu știu ce, dar uh, rezistau în timp și erau transportabile în spațiu. Adică conservau valoarea, da? Nu se uzau în timp față de blană sau chiar și față de sare. E greu ce fac, cărsaci de sare, e mai ușor să am cât mai multă valoare în, cât mai, în ceva cât mai ușor și ușor transportabil și care nu se depreciază. Și așa, așa Asta este A, doua, a doua caracteristică a banului, care trebuie să o avem extrem de da. bine pronunțată în noua monedă. Pe care Bun, o și atunci unii, unii s-au specializat pe a scoate aur din mină. Cum făceau ei prețul aurului? Păi luam târnăcopul, să și mă duceam și dădeam cu târnăcopul sau ce, cum se scoate procedura primitivă, da? Și îmi luau o săptămână pentru o uncie. Păi, cât mâncam într-o săptămână? Zece căprioare. Dau un exemplu. Și atunci, au unciea de aur, cât valora? Trebuia să mănânc, să mă adopăstesc, cât mă costa? Zece căprioare. și, corect? Și iată cum această marfă, aurul, tot avea la bază o resursă de timp. Ce, e un timp pe care eu îl pun la dispoziție altor oameni, corect? Corect. Deci, noi ca să înțelegem ce e cu banii, trebuie să ne întoarcem la esența lor, dacă vrei, la comuna primitivă, la cum a lăsat Dumnezeu pe pământ, pentru că nu existau bănci, nu existau state. Cum dracu am ajuns noi la concluzia că statul trebuie să emită banii și băncile trebuie să emită banii de unde până unde? Revin, revenim la acest subiect, dar... Nici n-a fost că... așa. Mii spune, de ani! Inițial, totuși, tu ai identificat niște probleme în, în sistemul actual uh, financiar. Ai zis uh, uh, efectul cantilion. Alte, da. alte cauze sau alte lucruri pe care le-ai identificat ca fiind uh, incorrecte. O altă problemă este rezidă din, cred că am vorbit data trecută în emisiune, uh, faptul că uh, se. Pornește de la premisa că factorul de producție e munca și deci banul ar trebui să fie recompensa muncii. Ori, nu e munca factorul de producție în opinia mea. Deci economiștii au greșit. Asta este, nu trebuie să ne fie teamă să contestăm anumite abordări. Factorul de producție e timpul, pentru că în definiția, chiar dacă te uiți în dicționar, în ce înseamnă factor de producție? Sunt totalitatea mijlocelor materiale și imateriale care contribuie la realizarea de bunuri și servicii. E, tu acum să zicem muncești, nu? Că faci acest video și cu mine și eu. Noi muncim într-un fel, da? tu nu te-ai născut așa deodată matur, te-ai apucat tu acum să faci video și îți ia trei ore și muncești trei ore tu ca să faci chestia asta și să pui întrebările astea și eu ca să ți le spun, și, da? noi avem în spate o grămadă de resurse consumate. Ne-au crescut părinții, ne-au alocat timpul lor, ne-au alocat mâncare, ne-au dat din banii lor, deci din timpul muncit de ei. Ne-au crescut, ne-au îmbrăcat. Noi am alocat timp, am studiat la școală, niște profesori și-au alocat ei timpul lor. Deci noi ca să ajungem să Muncim, zis, în acea perioadă de prestație, noi, de fapt, înglobăm întregul nostru timp trecut. Toate cunoștințele, deci, toate, toate, cu, toate exact. descoperirile, toate, inclusiv școala construită pe care Spring exact. se poate transforma deci. în timpul cuiva. Da. Deci, noi, în cele din urmă, de fapt, noi în viață schimbăm timp contra bani și bani contra timp. Da? Pentru că eu acum am timp să mă gândesc la astea, pentru că nu trebuie să muncesc ca să mănânc. Eu am nevoie, eu consum resurse, nu? Mănânc, stau într-o casă, de acord? Merg cu mașina. Dar nu trebuie să fac azi o activitate economică ca să se întâmple lucrul ăsta, și nici acum o săptămână. De ce? Pentru că în trecut eu am produs ceva util altor oameni, nu am consumat toată această recompensă care mi s-a dat, că n-am, da? Am consumat și eu. Na, am mers și eu în excursie, am locuit și așa, dar am avut un surplus pe care nu l-am consumat. Ce îmi permite asta acum? Îmi cumpără timp. Corect? Adică vrei deci să spui că... Eu cu munca trec banii trecuți, eu, cu, eu acum schimb. Deci în momentul în trecut, eu mi-am dat timpul, sigur cu competențele, cu abilitățile, dar măsurabile în timp. Uh, mi-am dat timpul și am primit bani. Mi-am dat utilitate pentru alții, iar acum acei bani îmi cumpăr libertatea de a sta de vorbă. De acord? Corect. Deci, în ultimă instanță, dacă tai și banii din ecuația asta, toată viața, oamenii schimbă timp. De Noi să... suntem angrenați în schimburi de utilități reciproce. De acord cu această de aserțiune? Acolo. Absolut. Deci, Vreau să subliniez e... că, că, totuși, Timpul, se, timpul este unitate de măsură care noi o schimbăm între noi. Da. Și uh, schimbul se naște din excesul. Uh, economie. Din economie. Că este capitalul. E resursa de economisită, ceea ce rămâne după autoconsum. Și o ultimă uh, idee esențială: dacă reducem pe lumea asta, pe lumea asta se numea factorii de producție, munca, natura și capitalul cum spuneau economiștii, am hotărât că munca e discutabilă, eu a zice timpul, timpul, natura și capitalul, dar acel capital nu e altceva decât un timp trecut, neconsumat încă, nu? Pentru că acele două chile de mâine pădurețe din exemplu anterior, ele au devenit capital, corect? Corect. Au devenit capital, care mi-au cumpărat mie timp, fie că nu mai culeg mere pădurețe mâine, fie îl schimb cu căprioarele tale. De acord? Fie le de pun acord. la temelia casei, habar n-am, tot capitalie. Deci ăla este banul, ceea ce rămâne după autocol. Deci capitalul nu e altceva decât muncă plus natură eventual. Da? Element natural plus elementul de muncă, că am cules timp. Timp. Că nici eu nu m-am trezit direct în copac. Am crescut, eram mic, am crescut. Am învățat să mă urc în copac, am căzut de vreo 5 ori, până am cules eu merele, am mai căzut de vreo 10 ori, corect? Deci tot timpul, plus resursa naturală care mi-a lăsat-o Dumnezeu, merele pădurețe, transformate, da? ăsta este capitalul. Deci discuția despre impozitarea muncii sau impozitarea capitalului este o tâmpenie. Pentru că impozitarea capitalului nu înseamnă decât impozitarea muncii trecute. <laughs> deci cum adică, hai domnule să impozităm capitalul, nu mai impozităm munca, impozităm capitalul. Dovedește că nici măcar Oamenii ăștia nici n-au respect pentru inteligența noastră. Înțelegi? Adică. Deci, capitalul este muncă trecută. Dar acum se impozitează deci. inclusiv, inclusiv moștenirea, așa că normal nu da, se impoziteze de și capitalul. Deci, ceea ce ca să închid ideea asta cu muncă, natura și capitalul, chiar economiștii anteriori considerau, anterior celor care au zis muncă, natură, capital, factorul primar de producție, munca și natura, pentru că capitalul era muncă plus natură transformată, da? neconsumate și transformate. Deci factorii primari de producție sunt munca și natura, eu spun timpul și natura și dacă reduci pe lumea asta nu există decât natură, pentru că și noi suntem natură, da? dar ca noi să avem aceste schimburi între noi, noi practic folosim natura, fiind ființa cea mai evoluată. Noi practic Folosim natura în folosul nostru. da Corect. Prin urmare, hai să mă scot din partea de natură și să mă consider om. Și cum mă măsor? Timpul e unitatea mea de măsură, așa cum natura are barilii de țiței, are metri sau cub de gaze naturale, de aur, sau... are hectarele de pământ, cantitatea de aur, tot, tot asta e măsurabil. În ce suntem noi măsurabili în timp? Deci există un stoc mondial de timp Stocul mondial de timp este uh, speranța medie de viață 72 de ani la nivel mondial Așteaptă puțin până acolo da. Așteaptă că deja ajungi la masa monetară și că nu vreau să ajungem acolo Vreau da. să vedem totuși care sunt problemele care vrem să le rezolvăm adică deci, care uh, propus... Am zis spus. băi, nu e normal ca băncile să... Deci am stabilit bani. că efectul, efectul primul care are acces la bani este cel care beneficiază primul de acești bani și ceilalți care vin ulterior sunt sărăciți. Asta în traducere liberă înseamnă că atunci când statul imprimă bani și dă sub formă de subvenții, gratuități, ajutoare sau împrumuturi pentru, uh, pentru diferite companii, banii ajung acolo, dar după aia muncitorii, cei care sunt rentieri, cei care stau din pensii sau din venituri fixe, vor fi cei mai afectați de de uh, acest efect uh, uh, cantilion. N-am auzit da. termenul, dar o să vă documentez pentru data viitoare. Al doilea lucru pe care, pe care tu l-ai subliniat este faptul că uh, banul în economia clasică se naște din muncă și consider că este o modalitate. Grijită. Dar munca este tot timpul anterior, deci e din timp. Se naște din timp. Și inovația ta înseamnă, vine prin a justificat că banul trebuie să nască din timpul pe care noi îl... Pentru că munca în sine e tot timpul anterior. Și Și asta vrem să îl aducem în acest sistem economic nou. Deci timpul economisit, care ne permite să-l economisim, îl vom aduce în acest sistem economic Dar nou. e ban. Banul e capitalul. E ceea ce schimbi. Da? Ceea ce rămâne după autoconsum. Deci dacă... O, secundă ca să finalizăm ideea de probleme.